După ce s-a impus în ambele derbiuri cu voința lanurile și Metalul Buzău, ocupanta primului loc, Petrolul Berca, va întâlni în deplasare Șoimii Costești. Voința nu va avea viață grea la lanurile, acolo unde este așteptată mâine recolta Sălcioara, în timp ce Metalul va juca afară cu Diadema Ghereseni. Iată tabloul complet al meciurilor programate în etapa de mâine. Carpați Nehoiu, Voința Lunca, Voința Lanurile, recolta Sălcioara, Locomotiva Buzău, Gloria Vadupașii, Șoimii Costești, FC Petrolul Berca, Viitorul Vernești, Spartac Zărnești, Diadema Ghereseni, Metalul LPS Buzău, Victoria Boboc, Șoimii Siriu și ASE Săgeata, Înfrățirea Zoița. Pe finalul primei părți a campionatului, confruntările care pun față în față ultimele clasate par a fi cele mai aprige. Participarea în Liga A5 în sezonul viitor nu este pe placul niciuneia dintre echipele care se află în a doua jumătate a ierarhiei primei divizii de fotbal din județ. La Nehoiu se va disputa derbiul ultimelor clasate. Carpați, echipa din localitate, va da piept cu Voința Lunca, iar obiectivul gazdelor este menținerea în eșalonul 4 și atacarea Ligii a 3-a în sezonul viitor, mai ales că vor avea la dispoziție o arenă modernă dotată cu instalație de nocturnă.